Bună, draga mea! Sunt Lunala! Așa cum ți-am spus în horoscopul anual, 2020 va aduce fericire și noroc pentru multe semne ale zodiacului, dar acum îți voi spune ce semne ale zodiacului vor fi fabulos de norocoase în martie 2020. Dar acest lucru nu înseamnă că reprezentanții acestor semne ar trebui să stea precum cartofii pe canapea și să aștepte mulți bani, fericire și dragoste și toate să cadă asupra lor din cer. Trebuie să muncești mai mult atât la locul de muncă, cât și pentru autodezvoltare, astfel norocul te va urma, iar averea ta va primi daruri neașteptate ale sorții. Următorii norocoși vor scăpa în sfârșit de problemele lor și vor trăi cu ușurință în inimile lor. Săgetătorul va fi cel mai fericit și mai norocos semn al zodeacului în luna martie acestui an. El va fi pur și simplu la vârf, pe val, pe cai mari. De la începutul lunii martie, viața săgetătorului va începe să se schimbe în bine, iar el însuși va simți acest lucru. Succesul serios în carieră te așteaptă, în sfârșit vei primi promoția dorită. Cât despre eșecurile care au fost în trecut, ar trebui să le uiți complet și să te gândești doar la un viitor fericit. Dar norocul strălucește pentru tine nu numai în cariera ta, probabil că vei pleca în sfârșit într-o vacanță și vei vizita o altă țară. Vei găsi un nou hobby care nu numai că te va mulțumi, dar te va relaxa după munca de zi cu zi. În martie vei putea să-ți ajustezi frumos starea de bine materială pentru a-ți mulțumi rudele cu cadouri și emoții vesele. Desigur, totul nu poate merge atât de lin, mici probleme te așteaptă în mijlocul lunii, dar poți face față cu ușurință, deoarece rudele și prietenii te vor ajuta. Pe balanță, spre deosebire de săgetător, o așteaptă fericirea în viața personală. Multe reprezentante singure ale acestui semn de foarte mult timp nu au simțit un sentiment de iubire pentru sexul opus. În sfârșit, totul se va schimba. În Marte, patronul tău astral îți va oferi un bărbat care îți va aduce multă tandrețe, dragoste și chiar pasiune în viața ta. Zilele de neuitat care nu te vor lăsa să te plictisești îți sunt cu siguranță oferite în această lună. Apropo, acest roman se poate dezvolta într-o relație serioasă și lungă. Fecioara încă de la începutul lunii va simți o puternică creștere a forței, va dori să acționeze mai mult și să avanseze. Dacă te afli printre reprezentantele zodiei Fecioară, stelele te vor ajuta tot timpul. Vei putea face față cu ușurință tuturor problemelor care vor apărea în calea ta. Vei obține aproape totul pentru mai puțin efort, cu condiția să nu fie un capriciu. Vei avea mare succes în cariera ta și în viața personală. Viața personală va fi plină de culori strălucitoare. Dacă încă te bucuri de singurătate, poți să te scufunzi cu capul într-un nou roman, iar dacă ai deja un partener, vei arunca o privire nouă asupra relației tale, ceea ce te va ajuta să vă apropiați și mai mult unul de celălalt. Apropo, astrele sugerează că multe relații care vor începe în martie 2020 se vor încheia cu crearea unei alianțe puternice și chiar cu crearea unei familii. Scorpionii vor avea și ei noroc în martie 2020. E timpul să planifici noi proiecte și noi sarcini pentru tine. Poți fi chiar agățată de un hobby și chiar să-ți descoperi talentele ascunse care te vor ajuta în viitor cu avansarea în muncă și în cariera. Apropo, dacă ești din cele care visează să își schimbe locul de reședință, atunci cel mai bun moment pentru a începe să te gândești la acest lucru este în mod clar luna martie. Poți începe să planifici o viitoare mișcare. Iar perioada cea mai bună pentru mutarea ta este de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii aprilie. Vei întâmpina în continuare mici probleme pe parcurs, dar vor fi ușor rezolvate în favoarea ta. Lei, care au propria lor activitate, vor fi de asemenea foarte norocoși în martie. Afacerea îți va genera venituri, iar noile planuri și idei vor fi primite ca un gol în poarta adversă. Principalul lucru pentru tine este să nu renunți datorită dificultăților, ci să mergi cu îndrăzneală spre obiectivul tău. Averea va fi de partea ta și vei primi sume mari de bani care te vor ajuta să stabilizezi starea financiară. Poți planifica o achiziție majoră, deoarece este un moment bun pentru acest lucru. Într-o relație de dragoste vei fi liniștită și mai blândă ca o mâță. Nu vor fi probleme și certuri, dar nu ar trebui să te aștepți la o creștere a emoțiilor dacă vei scoate ghearele. Toate celelalte semne ale zodiacului pe care nu le-am pomenit aici se pot aștepta la cele mai bune descrise de mine în horoscopul pentru 2020. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Astrele sunt optimiste.